Din Evrei, din capitolul 11, e ultimul mesaj din tematica aceasta. Am anunțat că aș vrea de joia viitoare, cu ajutorul Domnului, pentru câteva săptămâni de zile să intrăm într-o altă tematică, tot din Noul Testament, și anume pildele împărăției, și să ne uităm în Matei, în capitolul 13. Dar pentru seara aceasta, Evrei, capitolul 11. Versetul 11, versetul 23 și versetul 31. 11 cu 11. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Versetul 31. Prin credință n-a pierit Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Da și surori, au fost multe subiecte, multe, de fapt subiectul a fost unul, personajele au fost multe, că subiectul a fost același, credința, dar ne-am uitat la uh, credință din perspectiva personajelor. Am analizat personajele, am început cu cel care era primul menționat în această listă. Vedeți, spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul uh, 12 de data aceasta, Primul verset spune, și noi dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Să-i un nor de martori. Toți aceștia care prin credință, prin credință închinare, prin credință umblare, prin credință ascultare și așa mai departe, toate acestea s-au făcut doar prin credință. Și ne-am uitat uh, timp de mai bine de două luni de zile la personajele acestea, la credință și vă spuneam și am început... Uh, fiecare prezentare de fiecare dată de joi am început o cu un obiectiv pe care l-am propus. Patru sublinieri importante după masa aceasta apare și un al cincelea. Pentru că până acum au fost patru importante pe care le-am scos în evidență, de ce am abordat evrei 11, ne-am uitat în mod deosebit la valoarea credinței, la importanța credinței. Cât de importantă este credința, cât de vitală este credința în relația dintre noi și Dumnezeu. Toată relația dintre noi și Dumnezeu, frați și surori, se reazămă pe credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Apoi ne-am uitat uitându-ne la personaje și la principiul acesta. Credință și fapte. Nu se poate una fără cealaltă, ele sunt împreună și ele justifică de fapt un adevărat copil al lui Dumnezeu, un adevărat credincios. Am aprofundat, cred, și îmi place să cred că s-a întâmplat lucrul acesta, timp de mai bine de două luni de zile ne-am aprofundat relația dintre noi și Dumnezeu și apoi am ajuns să cunoaștem mai bine și personajele scripturale. Pentru că, spun, Evrei 11 este, dacă vreți, poate o interpretare a unor pasaje și vom vedea și în seara aceasta lucrul acesta. Evrei 11 este o interpretare a unor pasaje, a unor acțiuni din ceea ce citim în cărțile Vechiului Testament în mod deosebit în Geneza și apoi în Exodul, pentru că ne-am uitat la personaje care sunt prezentate mult în Geneza și în Exod. Apare un al cincilea element important, un al element important legat de scopul general evrei, capitolul 11. Ca da și soror, credința este nepărtinitoare. Adică nu o găsim doar la o anumită categorie de personaje într-o anumită situație, într-o anumită stare socială sau spirituală. O găsim la personaje diverse, în contexte diverse, în situații diverse și pentru că în după masa aceasta ne-am propus să ne uităm la trei femei din Scriptură pe care le menționează Evrei, capitolul 11, Înseamnă că nu doar bărbații sunt aceia care pot să creadă și credința lor să fie apreciată. Sunt și femei care au fost bine plăcute înaintea lui Dumnezeu, datorită credinței lor. Datorită felului în care au știut să se raporteze la Dumnezeu prin credință și. Lui Dumnezeu nu i-a fost greu să laude credința femeilor. Frați și surori, scriptura, când a fost scrisă. În mod deosebit, perioada Vechiului Testament, femeia avea un statut social mult inferior bărbatului. A spune că o femeie este egală unui bărbat prin credință și că Dumnezeu apreciază credința unei femei, risca efectiv să se uite societatea din vremea aceea urât la tine. Dar Dumnezeu este acela care privește, este un Dumnezeu echidistant, un Dumnezeu nepărtinitor, un Dumnezeu care ce are pentru bărbați, are și pentru femei. Ba mai mult se spune că în Hristos lucrul acesta dispar. În, Cristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. Și toți suntem una și cu acces liber în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este numai pentru bărbați. Așa cum în împărăția lui Dumnezeu nu va fi numai pentru, pentru femei. Împărăția lui Dumnezeu nu este numai pentru penticostali. Așa cum nu este numai pentru Baptist sau pentru bisericile istorice, ci împărăția lui Dumnezeu este pentru toți aceia care cred. Amin? Indiferent de statut social. Vedeți, am sărit, pentru că de obicei când citim scriptura și mai ales dacă sunt cuvinte care uneori deranjează, am citit de Rahav. Și la Rahav este credință. Pare ciudat lucrul acesta, am zice noi. La o femeie de genul acesta să găsești credință și totuși ea intră efectiv într o galerie, în norul mare de marturi, extraordinar. Și dacă vă da cu atenție și o să menționăm lucrul acesta, Rahab intră în arborele genealogic al Domnului Isus Hristos. Știți că în arborul acelea genealogic al Domnului Isus Hristos mai sunt câteva femei care avem un semn de întrebare în dreptul lor, ce caută acolo? Ce caută Tamar? Da? care are o relație cu socrul ei, ce caută Batsheba, Rahav, Rut, Moabita. Iată, credință și la oameni de genul acesta. De aceea spuneam, al cincelea element important pe care îl putem învăța, uitându-ne la Evrei, capitolul 11, este faptul că această credință este echidistanță, este nepărtinitoare. O putem regăsi și la bărbați, o putem regăsi și la femei. Ascultați încă un verset frumos în Evrei 11. Aici se finalizează în ceea ce privește numele, apoi sunt și acțiunile lor. Urmează versetul 32, Evrei 11 cu 32. Și ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă ar fi, spune aici apostolul, dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, Ieftaie, de David, de Samuel, de proroci. Observați-vă rău frumos, da? Am fi putut să -i luăm și pe aceștia să ne uităm, pentru că cu siguranță la fiecare dintre ei, dar vedeți, până aici, până la Rahav, avem și acțiunea credinței. La ceilalți nu avem, la cei care sunt menționați aici, noi nu avem acțiunea credinței. Dar trebuie să ne uităm să vedem. Și aceștia prin credință au acționat în așa fel în care Dumnezeu s-a uitat cu plăcere la ei. Și sunt în norul acesta mare de martori. Samson, în norul mare de martori, da? Samson, în număr mar de martor, așa scrie, prin inspirația Duhului Sfânt. Dar este aici versetul 35. Iată, încă o dată această egalizare între bărbați și femeie. Evrei 11 cu 35, spune felul următor: Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Și aici pun întrebarea. Cum? Prin credință. Prin credință. Bărbații aceștia au fost bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și sunt menționați, fac parte într-o galerie a sfinților care sunt undeva și ne înconjoară undeva, dar sunt între ei și femei. De aceea, cred că nu era drept față de Evrei 11 și față de categoria aceasta să finalizăm studiul nostru fără să menționăm trei femei ale credinței. Ne vom uita la Sara, la Iochebed și ne vom uita la Rahav. La câteva generalități despre fiecare, pe scurt, așa ca să ne familiarizăm. Spuneam că unul din scopurile lui Evrei 11 este să ne și familiarizăm cu personajele acestea. Nu putem intra în tot ceea ce înseamnă, că atunci ar trebui să ne ocupăm poate de fiecare personaj separat și am avea ce spune despre fiecare personaj separat. Dar așa o privire de ansamblu, în primul rând m-am uitat la Sara. La Sara, în primul rând, are parte de o transformare prin schimbarea numelui. Să știți că în cultura vremii, și uitați-vă în Scriptură, veți vedea că mai sunt personaje care au suferit o schimbare de nume. din, eu știu, numele care l-au avut inițial, în momentul în care au început să umble cu Dumnezeu, să aibă o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu le schimbă numele. Dacă vă uitați în Scriptură, sunt personaje la care Dumnezeu dictează numele. De exemplu, Ismael, Dumnezeu, a zis, îi vei pune numele Ismael la Avram. La Isaac i-a spus clar, îi vei pune numele Isaac. Și dacă ai vrut să-i pui alt nume, n-ai cum să-i spui. La Iosif și la Maria vei naște un fiu și vei pune numele Isus, clar. Indiferent ce încercau ei să facă altceva, să-l pună, cum da, îi vei pune numele Isus Și lucrurile așa au rămas. La Ioan Botezătorul. Deci, îi vei pune... Nu era nimeni în casa lui preotului Zaharia cu Ioan și au pus numele de Ioan. Și toți au rămas mirați acolo. Deci, Dumnezeu se implică în, în sensul acesta. Ce însemna în cultura vremii schimbarea unui nume? De schimbarea numelui întotdeauna însemna o lucrare care s-a întâmplat de transformare radicală. Transformare radicală. Până la întâlnirea cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, până acolo era Saul. Saul din Tars. Saul înseamnă cel mândru, cel semeț, cel mare. Da? Știți ce înseamnă Pavel? De acolo încolo îl cheamă Pavel. Știți ce înseamnă Pavel? Micuțul, smeritul, cel dependent de har. Și știți că Pavel, exact cum spunea și fratele Manolac, a scris da, har și pace de la Domnul nostru Isus Hristos. O schimbare, o transformare radicală. La început a fost Sarai. Ai cât de bine i s-a potrivit numele ăsta. Ce însemna? Certăreață, motiv de ceartă. Asta înseamnă Sarai. Dumnezeu îi schimbă numele. Și Dumnezeu poate să facă dintr-o certăreață o prințesă, ziceți, amina aici. Poate să facă, să știți. Dumnezeu poate face asta, noi nu o putem face, da? Dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Din una care era doar cu motiv de ceartă, Dumnezeu face o prințesă. Că Dumnezeu poate să facă. De aceea mi-a plăcut lucrul acesta. Sarai, certăreață, motiv de ceartă, da? Și dacă n îl cauți, că îl găsești. Și. Dumnezeu îi schimbă numele, nu se va mai chema în, în, în Geneza, în capitolul 17, ce spune foarte clar: Soția ta nu se va mai chema Sarai, ci o vei chema, se va chema din momentul acesta, se va chema Sara, care înseamnă prințesă. A fost o primă subliniere importantă. Apoi, Sara, să știți că este un model și acum mă uit la surorile noastre. Sara este un model în ceea ce privește o soție credincioasă. E un model care trebuie să-l urmăm, frați și surori. Câtă vreme nu vom pune, vă rog, ascultați-mă, câtă vreme nu vom pune în practică Scriptura și vom umbla după principiile Scripturii, nu vom ajunge la nivelul și la standardul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, de la fiecare dintre noi. Ascultați-vă, rog frumos, de ce Sara este un model în ceea ce privește soția evlavioasă, soția credincioasă. Sara nu era o femeie emancipată în sensul de astăzi al cuvintelor. Nu era o femeie care era adepta mișcărilor feministe. Era o femeie care cunoștea foarte bine locul, rolul și poziția unei femei în familie. În familie. Și ascultați-vă rog ce spune aici Scriptura 1 Petru capitolul 3. De la versetul 3 zice așa. Podoaba voastră să nu fie podaba de afară, stând împletită la părului, purtarea de scule de haus sau în îmbrăcămintea hainelor ci să fie omul ascuns al inimii, în curățirea neperitoare a unui duh blând și, și niștit, care este de mare preț, de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Podoba aceasta caracteriza sfintele femei, care ne în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Și ascultați, vă rog, ca și, ca și Sara. Versetul următor, versetul 6. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Să se adreseze soțului tău cu domnul meu, ce faci, domnul meu? Cum ești, domnul meu? Și atunci soțul să poată să zică către tine, tu ești prințesa mea. Tu nu mai ești motiv de ceartă. Tu ești prințesa mea. Imaginați-vă că acum arăta familii de genul acesta. Da? În care soția vede autoritate, recunoaște poziția bărbatului în creație, nu încearcă să-i submine autoritatea. Bărbatul nu este dictator în familia aceea, este un om al lui Dumnezeu. Și, și respectă și el la rândul lui soția, aici este deja o armonie în familie, acolo este binecuvântare, acolo dă Domnul binecuvântarea. Ficele ei, spune aici în continuare Apostolul Petru, ficele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de bărbat, nici de bărbat, fără să vă temeți de ceva, nici de bărbat. A doilea personaj este Iochebed, mama lui Moise, Iochebed. Știți ce înseamnă Iochebed? Mi-a plăcut și numele de Iochebed. Înseamnă Iacve sau Dumnezeu. Iacve este numele de legământ al lui Dumnezeu cu poporul Israel. Iacve este glorios. Foarte frumos. Mi-a plăcut și numele, că cum sună. Jehova este glorios. Ceea ce mi s-a părut interesant, că apare doar de două ori în Biblie. E adevărat că apare și în Exod, în capitolul 2, unde se vorbește despre ea, pentru că atunci când Apostolul Pavel abordează evrei, capitolul 11, credința părinților, el face aluzie la ceea ce s-a întâmplat în Exod, în capitolul 2. Dar dacă vă uitați cu atenție în Exod, în capitolul 2, veți vedea că e vorba doar de Iochebet, femeia aceasta, spune acolo. Nu vorbește nimic de Amran, de tatăl lui Moise, ci vorbește doar de femeia aceasta, fără să-i dea numele. Dar în Exod, în capitolul 6 și în numeri în capitolul 26, apare și cu numele și apar și copiii pe care a avut această familie. Vă rog să vă uitați dumneavoastră acasă, citiți dumneavoastră acasă, completați, aș putea spune, studiul nostru uh, tematic pe care îl avem. Uh, ni se spune și familia. Primul născut în familie a fost o fată, Miriam sau Maria. Al doilea născut în familie a fost un băiat numit Aron, care se pare că era cu trei ani mai mare decât Moise. Al treilea născut în această familie a fost Moise. Asta a fost familia pe care a avut-o unul din cei mai mari bărbați ai istoriei, întemeitor, am putea spune, formator și eliberator al poporului Israel. Și a treia femeie pe care o menționează aici Evrei, capitolul 11, este Rahav. Rahav locuia în Ierihon, este prima cetate pe care evrei au cucerit-o în campania de cucerire sub conducerea lui Iosua. În dreptul lui, Iaha, lui Rahav apare foarte bine acest, acest exemplu sau acest, acest principiu credință plus fapte. Credință plus fapte. În Evrei, în capitolul 11, spune prin credință n-a pierit Rahav. În Iacov, în capitolul 2 și versetul 25. Iacov, capitolul 2, versetul 25. Tot așa Rahav n-a fost ocotită și a neprihănită prin fapte. Iată cum principiul acesta, credință și fapte, merg mână-mână. Iată cum ceea ce scrie Iacov nu-l contrazice Frașii și surori, eu am repetat de multe ori înaintea dumneavoastră Principiul acesta de interpretare al scripturii Principiul hermeneutic de interpretare a scripturii Un pasaj din scriptură este completat de alt pasaj Niciodată scriptura nu se contrazice pe sine Niciodată două texte, chiar dacă aparent Asta se numește în teologie ineranța scripturii Aparent se lovesc în cap două pasaje păi, evrei, În evrei scrie că prin credință în Iacov scrie că prin, uh, prin fapte. Acum ce a fost? Credința sau fapte? Și răspunsul este amândouă. Amândouă. Credința a determinat fapta. Și fapta a fost o fapta credinței. Ați înțeles? Deci se completează reciproc scriptura, ceea ce scrie Iacov, dacă o luăm și cronologic. Iacov este prima epistolă a Noului Testament. Prima epistolă. Chiar dacă noi avem undeva la finalul canonului Vechiului, Noului Testament. Dar Iacov scrie undeva în jurul anilor 45, 50, cam acolo undeva după Hristos. Deci 20 de ani după înălțarea Domnului Isus Hristos, formarea bisericii cam în jurul anilor 30, deja Iacov scrie, fiind păstorul bisericii din Ierusalim, fratele Domnului Isus Hristos. El scrie deja epistola aceasta, pentru că deja apăruse anumite probleme, abordează mai multe, mai multe situații, iar când apare epistola către evrei, undeva în jurul anilor 60, undeva, da? La încă, să zic așa, vreo 10-15 ani, probabil, diferență de epistola către evrei, nu de, Iacov, nu-l contrazice pe Iacov, Pavel. Și îl completează și spune, fapta de fapta lui Rahav a fost stimulată de credință, determinată de credință. Așa trebuie interpretată Scriptura, așa trebuie privit în cuvântul lui, lui Dumnezeu. Deci, în cazul lui Rahab, foarte bine se vede și este în evidență lucrul acesta. Și un lucru iarăși care trebuie menționat, Rahab intră în arborele genealogic al Domnului Isus Hristos. Vreau să vă citesc, dragii mei, din Matei, din genealogia pe care o prezintă Matei, capitolul 1, versetul 5. Matei, capitolul 1, versetul 5. Ascultați, Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Salmon a născut pe Boaz, Boaz a născut pe Obed din Rut, Moabita, iată, Rahav, Rut deja. Obed a născut pe Iese, Isa, da? Iese a născut pe împăratul David și împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie, adică din bat Sheba. Da? Asta e deja arbore genealogic. și interesant. O femeie cananită, o femeie și o trăia într-o localitate care urma să fie nimicită, ajunge efectiv să intre în spița mesianică, în arborele genealogic al lui Mesia și din ea efectiv să vină până la urmă mântuitorul lumii. Nu-i puțin lucru, frașii și soror, să știți. Pentru noi, poate prea puțin. Prea puțină valoare are genealogia noastră. Dacă v-aș întreba pe oricare din noastră, probabil ne știm părinții, ne știm bunicii, poate mai știm ceva din străbunici, dar câți dintre noi știm ceva despre stră, stră, străbunicii noștri? urmă cu câțiva ani de zile am fost invitat, eram la radio la noi la Arad, și am fost invitat în calitate de director de radio la 190 de ani de la... Sinagoga în, în, în temerea sinagogii din Arad Sinagoga evrească Și noi am mers mai mulți colegi acolo De la radio și din mai mult A fost o sărbătoare frumoasă Și am aflat un lucru interesant Primul evreu care a venit în Arad A venit în 1780 În 1780 a fost primul evreu Și am tresărit de bucurie Știți de ce? Pentru că îl chema Ijac Și am zis mă poate tot Aradul e al meu și eu nu știu Dar nu m-am interesat Știu de bunici de bunicii de pe, de pe partea tatălui aproape nimic, de pe cei de pe partea mamei prea puțin. Ce străbunici am avut, ce stră străbunici n-am avut. Pentru noi nu e atât de important, parcă. Noi n-am ținut. Dar pentru noi vreau să știți că e foarte important. De unde se trage? Care se... De ce credeți că e cartea în numeri? De ce e atât de importantă Cartea numeri și Dumnezeu inspiră? Și uitați-vă, vă rog, de câte ori apare în scriptură arbore genealogic și uh, fii cu tare, fii cu tare și o grămadă de nume, pentru că pentru evrei era foarte important. Ei și astăzi este important pentru ei. Din ce trib faci parte? Dacă ești din tribul lui Levi, va trebui să fii la Templu la un moment dat dacă ești din tribul cutare, să știi din ce zonă și unde vei fi. Pentru că este foarte important de unde. Când mergi în Israel și mergi la muzeul Holocaustului Ad Vashem, există acolo, la finalul muzeului, există un computer mare. Te duci și dai date personale vis-a-vis -vis de tine, de familia ta. Ei încep să bagă un search și să caute și poate găsești ceva despre familia ta și merg efectiv în urmă în ceea ce privește arborele tău, genealogia ta, de unde vii, de cine țin strămoșii tăi. Sunt oameni care se duc și și-au găsit anumite lucruri la care poate nu s-au gândit niciodată, în funcție de ce are el băgat în baza lui de date, ca să poată să găsească și răspuns. La pentru evrei e foarte, pentru noi nu, dar pentru el era foarte important. Și la despre care noi vorbim în această seară, intră efectiv în spiță mesianică. Și din ea, prin ea și prin toți ceilalți, a venit în lume Isus Hristos, Domnul nostru. Mărit să fie numele Lui. Trei lucruri importante. Despre, sau trei personaje importante, trei femei menționate în Scriptură ca și eroine ale credinței, ca și eroine ale credinței și despre fiecare am prezentat câte ceva la modul general pentru a ne familiariza cu personajele acestea. Sara. Prima care este scoasă în evidență, ne întoarcem la Evrei la capitolul 11, versetul 11. Sara, am numit credința care crede credincioșia Mă rog, da? Credința, foarte important aspectul acesta, credința care crede, credincioșia. Poate că vă că e un joc de cuvinte, dar am să mă explic imediat. Ne doar la Geneza, că trebuie ca să putem să înțelegem ce vrea să scoată în evidență Evrei 11 cu 11, ce spune, prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămisească, fiindcă a crezut în credincioșia celui cei făgăduise. Frați și surori, dacă ne uităm în Geneza, mergem în Geneza, sunt două pasaje ale promisiunii și un pasaj al împlinirii promisiunii. Două pasaje. Nu o să asupra lor. Geneza, capitolul 17, de la versetul 15 la versetul 22. Geneza, capitolul 18, la versetul 9, la versetul 15. Sunt cele două pasaje în care Isaac este promis efectiv. Ceea ce mi se pare interesant, și vă rog uitați-vă cu atenție, pentru că m-am uitat zilele acestea peste pasajele acestea, le-am analizat exact ceea ce spuneam într-un mesaj anterior înaintea noastră. Noi putem interpreta anumite pasaje scripturale prin prisma noastră, ochiul nostru firesc. Eu vă spun sincer, m-am tot uitat în Geneza 17 și în Geneza 18, dar numai credință n-am văzut. Dar numai credință n-am Ba mai mult am avut impresia la un moment dat că sunt la Philadelphia, Melbourne, când m-am uitat și am analizat, mai ales ce e aici în Geneza, în capitolul 18. Așa un dialog mi interesant în care uh, parcă intră îngerul, intră într-un joc efectiv cu Sara. Ascultați vă rog frumos aici, zice în felul următor. Versetul, vă citesc Geneza 18 cu 12. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul de asemenea, este, bă, este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara, zicând cu adevărat să mai pot avea eu? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică, dar el a zis, bai râs. E ca și așa, un fel de, de ceartă, bai zis, ba n-am zis. Mi se pare și copilărie, parcă, din punctul acesta de vedere. Dar este inspirație. Este Duhul Sfânt aici care a inspirat dialogul acesta. Pentru că, de regulă, credința iese la evială în necredința mea. În, în Parcă uneori în imposibilitatea de a vedea rezolvarea unei probleme. Fiți fără frică că atunci când Duhul Sfânt l-a inspirat pe Moise să scrie pasajul acesta din Geneza, n-a vrut să scoată în evidență jocul acesta sau discuția aceasta, ci merge mult mai departe într-o atitudine parcă de necredincioșie, Dumnezeu îi șlefuiește credința lui Sara. Și vine Geneza, capitolul 21, Geneza, capitolul 21, versetul 1 și versetul 2. Domnul și-a adus aminte de cele ce-i spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce-i făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă, despre care îi vorbise Dumnezeu. La și surori, prin credință, Sara a crezut credincioșia. A crezut în credincioșia lui Dumnezeu pentru că Sara s-a bazat pe făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Credința este aceea care acceptă făgăduința, promisiunea lui Dumnezeu. Chiar dacă pare iarăși ceva imposibil, de neimaginat. Dar dacă Dumnezeu promite, și aici este foarte important, vom vedea lucrul acesta, să știți că toată credința mea se bazează pe relația dintre mine și Dumnezeu și pe cunoașterea pe care o am. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cunoaștere bazată poate pe experiența mea personală, dar cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu cât am o imagine mai clară despre Dumnezeu, cu cât îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu în atributele sale, în manifestarea sa, în descoperirea sa, cu atât credința mea este mai mare. Crește! Dacă credința mea astăzi, după 27 de ani de pocăință, n-a crescut față de 92 când eu m-am intrat în apa botezului, înseamnă că eu n-am avut o relație cu Dumnezeu. N-am căutat efectiv dimensiunea aceasta relațională dintre mine și Dumnezeu. Dar dacă a crescut, dacă sunt altul de acum 10 ani, de acum 20 de ani, înseamnă că am ajuns să-L cunosc tot mai bine pe Dumnezeu și să mă bizui sau să mă reazăm efectiv pe ceea ce înseamnă atributele lui Dumnezeu. Imaginea pe care o am despre Dumnezeu influențează tot ceea ce înseamnă mersul vieții mele, umblarea mea. Să știți că în dreptul lui Isaac apare și în Evrei 11 cuvântul făgăduință, dar apare și în Galateni. Ascultați-vă rog frumos, Galateni capitolul 4, un text foarte frumos. E o interpretare pe care Apostolul Pavel, un foarte bun interpret al Scripturii, Apostolul Pavel o dă celor doi fii al lui Avram. Foarte interesant. Fiul născut din Agar, Ismael, și fiul născut din Sara, Isaac. Și ascultați-vă rog frumos, Galaten, capitolul 4, versetul 22 și versetul 23. Galaten, capitolul 4. Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia slobodă. Versetul 23. Dar cel din roabă, din femeia roabă, s-a născut în tip firesc. Am zice noi, din punctul nostru de vedere, dar legea permite atunci, am zice noi că s-a născut poate chiar dintr-un păcat. Dar în contextul vremea acelea era permis și modul acesta. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. Iar cel din femeia liberă, slobodă, s-a născut prin, prin făgăduință. Prin făgăduință. Frașii și surori, Lucru pe care trebuie să-l scoatem în evidență atunci când vorbim de Sara și credința ei este Sara a crezut în credincioșia lui Dumnezeu. Atribut important al lui Dumnezeu. Pun o întrebare în seara aceasta nouă celor ce suntem aici la Filadelfia la părtășie. Am eu o imagine clară despre Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a promis un lucru, cred eu că Dumnezeul care a promis poate să-și împlinească lucrul acela? Aici este foarte important. Ăsta este un atribut pe care vreau să mi-l scoată în evidență prin credința Sara. Credincioșia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ceea ce promite poate să și împlinească. Poate să și împlinească. Unul din textele frumoase care ne ajută să înțelegem aspectul acesta al credincioșiei lui Dumnezeu este cel din cartea Numeri. Numeri în capitolul 23 și versetul 19. Vă rog, uitați-vă în textul acesta. Spune așa, Dumnezeu nu este om ca să mintă, niciun fiu al omului ca să-i pară rău. Să-i pară rău de ce? Ce a spus? Faceți și Dumnezeu nu regretă. Dumnezeu nu dă greș. Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu ceea ce spune și face. Vă rog, luați-L pe Dumnezeu pe cuvânt, credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta face credința. Și credința, dacă vreți, este și terenul pe care Dumnezeu se poate mișca după aceea. Unde nu-i credință, unde-i necredință, nu-i nici în plinia promisiunilor lui Dumnezeu. Unde este credință, în credincioșia lui, Dumnezeu este acela care poate acționa, poate lucra. Dumnezeu nu este om ca să mintă, nu-i pare rău de ceea ce spune, dar din potrivă e capabil, are posibilitatea să împlinească. Sunt promisiuni în Scriptură, n-am să insist asupra lor. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut, promisiuni necondiționate și promisiuni condiționate. În promisiunile necondiționate, Dumnezeu este acela care se implică într-un mod direct, numai El. Numai El. Și sunt promisiuni condiționate în care Dumnezeu spune, în măsura în care tu te achiți de partea ta, de ceea ce trebuie să faci, eu, Dumnezeu, voi duce la împlinire tot ceea ce am zis, absolut tot ceea ce am zis. Dar vreau să rămânem cu această idee uitându-ne la Sara, un Dumnezeu care ceea ce promite și poate să facă. De aceea am spus că credința noastră este un rezultat al cunoașterii lui Dumnezeu. Și revin tot la aspectul acesta al nașterii lui, lui Isaac uitându-ne la Romani capitolul 4. Dar aici e vorba deja de Avram, nu numai de Sara, deși și Sara este menționată. Roman, capitolul 4. Spune așa, versetul 19, versetul 20 și versetul 21. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Vă aminte că am făcut aici o mențiune atunci când am stat înaintea noastră și am vorbit de Avram? Deci aici Apostolul Pavel nu scrie și Sara nu putea să aibă copii. Avram știa că Sara este stearpă. Știa că nu poate să aibă copii. Dar deja Avram s-a confruntat cu încă un lucru, cu vârsta lui Sara. Sara avea 90 de ani. 90 de ani spune, Sara nu mai putea să aibă copii. Și în ciuda acestor lucruri, acestor impedimente, faptul că avea probleme de sănătate și faptul că avea vârsta care o vrea. Avram nu s-a uitat la acestea și a mers prin credință. Și ascultați, vă rog, zice așa. El nu s-a îndoit, zice aici, și avea o 100 sută de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el, Dumnezeu, ce făgăduiește, poate să și mărit să fie domnul. Dacă vreți, același principiu se aplică și în dreptul lui Sara. Sara, credința care crede, credincioșia. Și dacă îl cred pe Dumnezeu, chiar dacă eu am tiparul meu, planul meu, nu am vrea ca Dumnezeu să lucreze după planurile noastre, întotdeauna l-am încadrat pe Dumnezeu, eu știu, în, în gândirea noastră, ori Dumnezeu are planurile Lui, are tiparul Lui. Deci, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Așteaptă-L, Dumnezeu nu întârzie, nu vine nici prea repede, nu vine nici târziu, vine exact când trebuie să vină, la timpul potrivit, pentru că orice care o face, o face pentru gloria și pentru slava numelui Său, ca să-și arate credincioșia. Uitați-vă în Scriptură, n-am să mai zăbovesc asupra acestei idei, uitați-vă în Scriptură și veți vedea de foarte multe ori subliniat atributul acesta al credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu este adevăr și numai adevăr. Adevăr și numai adevăr. A doua femeie a credinței este Iochebed, mama lui Moise, versetul 23: Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că este frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Pași și surori, credința lui Iochebed este credința care sfidează. Credința care trece dincolo de hotărâri și de legi. Este credința care înțelege că voia lui Dumnezeu trece dincolo de voia unor oameni. E ancorată efectiv în această capacitate a lui Dumnezeu. Dacă vreți și eu, Iochebed, exact ca și Sara, avea o imagine clară despre Dumnezeu, avea cunoștința aceasta că Dumnezeu poate să intervină și poate să lucreze chiar într-o circunstanță în care parcă nu vedea nicio rezolvare. Moise se naște într-un context cu totul și cu totul diferit. Nu se naște nici în contextul în care s-a născut. Se pare că după ce s-a născut Aron, acest faraon care era contemporan cu Moise, a dat decretul. Mergem în Exodul, în capitolul 1, versetul 22. Exod, capitolul 1, versetul 22. Atunci, faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. Vă mă rog, rețineți, la tot poporul. Până aici, porunca era pentru moaște. Orice copil de barte bărbătească să fie omorât. De aici încolo, văzând că falimentează și că nu poate să dețină controlul asupra acestui genocid pe care îl făcea, a zis, orice, vă dați seama, vecinul de lângă tine, evreul, e, e, egipteanul, dacă auzea un scâncet de copil, avea dreptul să dăduse un decret din partea lui Faraon, avea dreptul să intre în casa ta și dacă vedea că e băiat, născut băiat, să-l ia și să-l arunce în râu. Nu-i putea face nimeni nimic pentru că era decretul lui Faraon. Și nu te puteai pune cu Faraon. Faraon era divin pentru tot Egiptul, tot Egiptul era lui. V-am spus câteva lucruri legate de Faraon în mesajul legat de Moise săptămâna, săptămâna trecută. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. S-a în râu. Nil, autobanda mare a, a, a Egiptului. S-aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați toate fetele să trăiască. Și apoi urmează nașterea lui Moi, se spune un om din casa lui Levi, Exod capitolul 2, luasă de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată, a născut un fiu, a văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascund, să ascundă, a luat un scriaș de parpură pe care l-a uns. Cu și cu zmoală a pus copilul în el, l-a așezat între trestii pe malul râului. Și de aici cunoașteți foarte bine. Frați și surori, eu am văzut în, în aspectul acesta două etape foarte importante. Și aici am tras iarăși o concluzie, un principiu. E foarte importantă credința, dar credința la un moment dat, trebuie să aibă, dacă vreți, un aspect practic. Și dincolo de credință întotdeauna este încredere. Deci dincolo de credință întotdeauna trebuie să apară și factorul acela încredere. Credința i-a determinat, sau a determinat pe Iochebed, să-l ascundă în casă. Nu știu ce a putut să facă cu el să nu scâncească. Nu știu ce a făcut cu el să nu plângă. Nu mă întrebați. Nici nu intru în detalii de genul acesta. Nu știu ce a putut să facă cu el. Dar timp de trei luni de zile a putut să-l țină ascuns fără să audă vreun vecin sau fără să știe cineva efectiv. Probabil în timpul sarcinii a știut să-și ascundă sarcina. Nu s-a văzut, nu știu, nu intru în detalii de genul acesta. Asta este un act al credinței. A adus pe lume Adevărata mamă, adevăratul copil al Lui Dumnezeu iubește viața, frate și surori. Iubește viața. Dorește să aducă în lume copii care să fie apoi binecuvântați de Dumnezeu. Asta e, dacă vreți, principiul care trebuie să se regăsească în viața unui copil al Lui Dumnezeu. Apoi, când a văzut că nu mai poate să facă lucrul acesta, a trecut în etapa a doua. Prima etapă a fost credința, ascuns în casă. Și a doua etapă a fost încrederea. Știți ce înseamnă încrederea? așezat pe malul râului. Încrederea plus credința, sau invers, credința plus încrederea aduce răsturnarea de situație. Știți ce mi se pare interesant în cazul lui Moise? Un prunc care era destinat pieirii prin decret de faraon ajunge efectiv să primească alocație de la faraon. Ați înțeles? Ajunge să primească alocație de la palatul lui faraon să fie crescut de cine? De propria lui mamă cum ororează Dumnezeu credința și încrederea, cum răstoarnă dintr-o dată toată situația și o scoate pe fica lui Faraon, fica lui Faraon îl găsește, știe că e un prunc al evreilor și totuși efectiv rămâne în viață. Dar mai mult îl alăptează mai departe, până la vârsta de șapte ani, crește în casa lui, învață efectiv tot ce trebuie să învețe și după aceea efectiv se duce la palat. Dar ce frumos Banii lui faraon cresc copiii egiptenilor, Cre îl crește și îl pregătește efectiv pentru ceea ce urma să fie mai târziu moise și anume, eliberatorul poporului Israel. De aceea, vreau să reținem aspectul acesta. Credința care sfidează. Credința care te determină uneori să treci peste anumite hotărâri sau lucruri care, care sunt legi. Care se pot da. Frașilor s-ar putea să vină anumite legi cu care nu vom fi de acord. Să știți că ne putem foarte ușor ascunde sub, sub obrocul acesta al legii, sub umbrela legii. O, păi da, e lege. E adevărat. Căsătoria între două persoane de același sex e apărată de lege. Dar e după Biblie? E după cuvântul lui Dumnezeu? Credința adevărată întotdeauna va respinge lucrul acesta și vom trece dincolo de ceea ce înseamnă lege și ne le putem ascunde după ea. Avortul e legalizat. Avortul e legalizat, nicio problemă. Dar după Scriptură? Nu. Vedeți? E foarte ușor să te ascunzi în spatele unor hotărâri, a unor legi, dar credința este cea care sfidează, trece dincolo, merge, pentru că credința trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Am tot căutat, am găsit o explicație de vreau să mă apropii de final, pentru că vreau să discutăm și de hav. Am tot, am uitat ce înseamnă, de trei ori apare în dreptul lui Moise, a văzut că este frumos. A văzut că este frumos în Exod, în capitolul 2, dar și Aron a fost urât, credeți dumneavoastră. Ce poți să vezi la un copil? Toți copiii sunt frumoși. Că mă uit că atâta drag la nepoatele noastre, mă uit la copii, la... toți copiii sunt frumoși. E un copil, un bebeluș, nici nu faci diferență între ei. Că atunci, dacă sunt doi bebeluși acolo, nici nu știi care e al tău la urma urmei. Eu știu, trebuie să vezi e trăsături la el. Să știi, bă, ăsta e al nostru. Toți copiii sunt frumoși. O fi fost Aron urât? Nu! Înseamnă că Dumnezeu vrea să-mi transmită altceva aici. Mai mult decât doar o frumusețe fizică. Mai mult, am găsit câteva explicații interesante, dar poate odată când vorbim și de Enoch, atunci că am rămas dator să vorbim un pic de Enoch, de ce cred eu că nu este Enoch cel care apare în Apocalipsa 11, ci e vorba de alte două personaje care vor apărea în ziua necazului celui mare sau în perioada necazului celui mare. Dar vă rog, rețineți aspectul acesta. Credința și încrederea aduc răsturnări de situație. Și ca un exemplu încă bun pe care pot să vi-l dau este Cartea Estera. Un alt genocid o altă încercare a unor oameni să distrugă poporul Israel. Și tot ceea ce au plănuit ei s-a întors împotriva, împotriva lor. Și cel care trebuia să atârne în ștreang, da, e liber și ajunge într-o poziție înaltă, Mardoheu, și celălalt, Haman, ajunge să fie spânzurat, pentru că cine sapă, vă rețineți, cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Da? Nu uitați, e un principiu care îl găsim în Scriptură, cine, sa, cine sapă groapa altuia, cade el întâi în ea. Da? Și ne uităm și la Rahav și ne apropiem de final. Rahav, am zis, este credința care vine prin auzire. Este exact ceea ce am identificat în acel roman 10 cu 17. Credința vine în auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dragi și surori, în Contextul acesta, vă rog, uitați-vă în Iosua, în capitolul 2, în contextul acesta al relatării despre, despre Rahav, am găsit efectiv ce înseamnă prezentarea aceasta complexă a credinței. Credința în toate aspectele ei. Credința înseamnă certitudine. Mă, mă duc aici un pic în, în, în Exod, în, în, în Iosua, în capitolul 2. Vă rog, uitați-vă, versetul 9, versetul 10, versetul 11. Mai ales în versetul 10 și în versetul 11 din Iosua, din capitolul 2, forma cu care vorbește Rahab este tot timpul la plural. Tot timpul la plural. Ascultați, vă rog. Iosua 2 cu 10. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră în Egipt Domnul a secat, am auzit ce ați făcut. Versetul 11. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Vezi? Astea sunt cuvintele pe care le spune. Dar știți ce e interesant? Deși tot erihonul știa de capacitatea și de tot ceea ce se întâmplase, din tot erihonul acela, o singură persoană credea că Dumnezeu poate să dea erihonul în mâna, în mâna evreilor. Și ascultați, vă rog, versetul 9. Versetul 9. Și le-a zis... Știu că Domnul va a dat țara aceasta. Știu. De ce nu zice știm? Păi dacă pe toți ne-a apucat groaza, dacă toți am auzit de Dumnezeul vostru, ei alții n-au crezut. O singură persoană, și așa cum era, crede că Dumnezeu poate să dea și erihonul în mâna evreilor, pentru că ajunge la o concluzie, Dumnezeul evreilor este singurul Dumnezeu adevărat. măriți să fie numele Domnului. Frați și surori, vă rog, uitați-vă la ceea ce am prezentat în PowerPoint-ul acesta. Credința înseamnă certitudine. Știu, nu știm, știu. Credința vine în urma auzirii. Am auzit. Vă dați seama care au fost modalitățile prin care au circulat veștile. Dar circulau veștile în vremea aceea. v a spus, mă vine un popor. Cu ei este un Dumnezeu mare. Uite ce s-a întâmplat. Marea, împărații au ieșit, au eșuat în fața lor. Credința înseamnă vine prin auzire. Credința este materializată în faptă, e ascuns. Credința privește în viitor. Veți avea față de mine și casa mea grijă. Cu alte cuvinte, se pune la dăpost. Credința te pune la dăpost. Credința înseamnă cunoaștere. Domnul vostru este adevăratul Dumnezeu. Și credința. Aduce binecuvântare. Sunt lucruri pe care le face credința. Credință certitudine, credința auzire, credință faptă, credință viitor, credință cunoaștere și credință binecuvântare. Ascultați-vă rog frumos binecuvântarea. Iosua, capitolul 6, versetul 25. Iosua 6, cu 25. Spune astfel. Iosua a lăsat cu viață pe Rahav casa tatălui ei și pe toția ei. Ea a locuit în mijlocul lui Israel, până în ziua de azi. De ce? Pentru că, prin credință, ascunsese solii pe care îi trimise Iosua să-i scodească ierihonul. Întreb acum, la final, e importantă credința? Credința determină pe Dumnezeu să intervină și, în final, să ne dea și bine comentarea. tot acest nor mare, toată această galerie a sfinților, bărbați și femei, N-au primit ce le-a făcut Dumnezeu, deși au crezut în credincioșia lui Dumnezeu, dar n-au primit. Doamne, dar de ce? De ce nu i-ai dat nu i-ai dat pentru că toți zice cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește. N-au primit nicio răsplată încă. Dacă vreți, doar răsplățile de care vorbește aici scritura. Dar eu o mult mai mare. Răsplata credinței nu-i nu numai în avea, eu știu, o viață, în felul în care au avut-o și ceea ce au însemnat binecuvântările pe care le-au primit aici. Și ascultați, vă rog, și cu asta am să închei. Evrei, capitolul 11, ultimele două versete, versetul 39 și versetul 40. Evrei 11, 39 și 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgădui. Dar de ce? Versetul 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru... Interesant, nu pentru ei. Să mă pună Dumnezeu la picior de egalitate, la aceeași nivel prin credință Abel, prin credință Enoch, prin credință Noe, prin credință Avram, prin credință Moise, prin credință Isaac, prin credință Iacob, prin credință Iosif, prin credință Sara, prin credință Iochebed, prin credință Rahab. Oameni care sărăucesc pe paginile Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu vine și spune, n-au primit ce le-a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va are în vedere pe voi. E extraordinar. Nu numai pe ei. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire, la forma finală de răsplătire. Să nu ajungă fără, fără noi. Știți cum vom ajunge acolo? Prin? Doamne ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.